Salutare stoner și stonerițe, entuziaști ai cannabisului sau simpli utilizatori, sau poate doar persoane curioase și dornice să învețe. Numele meu este Maramu și astăzi am un episod pe care l-ați cerut de foarte mult timp, așa că nu aveți nicio scuză să nu stați până la final. Dar dacă chiar nu vrei să afli în cât timp se elimină THC-ul din corp și cum să treci un test antidrog, atunci înțeleg perfect și e scuzat. Pentru toți ceilalți însă, astăzi discutăm despre ce durată de timp are nevoie THC-ul pentru a fi eliminat din corp și cum să trecem un test antidrog. Dați-mi voie să mulțumesc colaboratorilor pentru acest script și anume stoner.ro, dailygreen.ro și armata de stoneri de pe Patreon. Am tot evitat acest subiect fără să am un motiv întemeiat, însă am observat că e o întrebare ce revine și e ceva ce vă interesează pe foarte mulți dintre voi. Așa că am făcut un research ca să vă pot da un răspuns calculat și cât mai corect. Personal, de când m-am mutat în Statele Unite, o trebuie să trec câteva teste antidrog, toate teste de urină și le-am trecut cu brio pe absolut toate, în ciuda faptului că sunt consumator zilnic de cannabis. Cum am reușit? Răspunsul vi-l ofer în acest prim episod al noii emisiuni. Mai avem nevoie și de iarbă. Dați-mi voie să plătesc niște facturi și să vă spun despre unul dintre colaboratorii Maramu TV. Dailygreen.ro îți oferă produse cu CBD de toate felurile, iar în acest moment primești o reducere de 40% pentru prima comandă. Perioada cadourilor se apropie, iar această ofertă este ocazia perfectă pentru a cumpăra cadou perfect și a economisi niște bani. Așa că fă-le o vizită și profită de reducere până nu-i prea târziu. Haideți să ne întoarcem la clip. Durata de timp pentru care cannabisul stă în organismul tău depinde de biologia ta unică și de obiceiurile pe care le ai. Cannabisul e de obicei detectabil oriunde de la o zi până la 30 de zile în fluide precum urină și salivă, în timp ce în păr poate fi detectabil luni de zile. Însă fiecare organism e diferit. THC-ul este metabolizat în ficat, unde se descompune în peste 80 de metaboliți. În cele din urmă, THC-ul și metaboliții săi sunt excretați părăsind organismul. Cu toate acestea, mulți dintre acești compuși rămân în sistemul tău mai mult decât THC-ul în sine, iar majoritatea testelor antidrog sunt concepute pentru a detecta anumiți metaboliți, cum ar fi acidul tetrahidrocannabinol carboxilic. Nu știu cum mi-a ieșit cuvântul ăsta din prima, dar mi-a ieșit. Hai să vedem care sunt factorii care influențează cât de rapid metabolizezi THC-ul. Cât timp durează până când orice urmă de iarbă părăsește organismul tău? Sunt câțiva factori care au o influență majoră asupra acestui răspuns. Ce cantitate și cât de frecvent consum cannabis? Ce procent de grăsime ai sau rată metabolică? Cât de sensibil e testul antidrog sau tipul de test antidrog? Cantitatea de cannabis și frecvența reprezintă însă cel mai important factor. Cu cât consum mai mult cannabis, cu atât vor fi mai mulți metaboliți în corpul tău, aceștia fiind ceea ce testele antidrog caută. De menționat că cannabisul administrat pe cale orală, precum comestibilele, ar putea să rămână în organism pentru o perioadă mai lungă decât fumatul. Regulile de consum se aplică atât dozelor individuale, cât și obiceiurilor pe termen lung. Deci, 2 grame de iarbă vor părăsi mai greu sistemul decât 1 gram. Iarba care e mai puternică va necesita mai mult timp pentru a fi eliminată, iar dacă ești utilizator ocazional, sistemul tău va elimina THC-ul mai repede. Deci fii pregătit, pentru că dacă ești o consumatoare sau un consumator cronic de cannabis, e posibil să ai nevoie de timp suplimentar fără a consuma pentru a te asigura că ai eliminat tot THC-ul.
THC-ul e detectabil mai mult timp la utilizatorii cronici, deoarece metaboliții THC sunt depozitați în celulele adipoase. O persoană cu mai puțină grăsime corporală va stoca mai puține dintre aceste molecule, iar o persoană cu mai multe grăsimi corporale va stoca mai mult. De aceea, sexul poate fi uneori un factor. Femeile tind să aibă mai multe grăsimi corporale decât bărbații, astfel încât femeile pot metaboliza cannabinoizii mai lent. Rata metabolică generală a unei persoane joacă de asemenea un rol important. De exemplu, unii oameni pot arde calorii doar stând, în timp ce alții se luptă să slăbească chiar și cu un stil de viață activ. Cei cu un metabolism mai rapid vor procesa și elimina metaboliții cannabinoizi mai repede. De reținut e că dacă faci efort fizic intens înainte de un test antidrog, grăsimea arsă ar putea elibera mai mulți metaboliți THC în sistemul tău, provocând o creștere temporară. Diferitele teste antidrog, precum cel de urină, păr, salivă sau sânge, au diferite ferestre de detectare. Dintre toate metodele standard de testare, testarea urinei îi departe cea mai frecventă. Dacă ești testat pentru droguri la locul de muncă, va fi aproape întotdeauna un test de urină. Sensibilitatea unui test se referă la concentrația de limită a THC-ului sau a metaboliților săi, peste care un test îi considerat pozitiv. Limita pentru majoritatea testelor de urină de cannabis e de 50 de nanograme per mililitru de THC COOH. Cu cât testul e mai sensibil, cu atât e mai lungă fereastra de detectare. Cannabisul și metaboliții săi sunt detectabili în urină pentru perioade diferite de timp, după ultima utilizare, în funcție de cât de des utilizezi. Și acum haideți să vedem ce înseamnă asta. De exemplu, un utilizator ocazional, o persoană care consumă o dată până la 3 ori pe săptămână, are nevoie de 3 zile. Un utilizator moderat însă, cel ce consumă de 4 ori pe săptămână, are nevoie de 5 până la 7 zile. Un utilizator cronic, adică o persoană care consumă zilnic, are nevoie de 10 până la 15 zile. Iar un utilizator cronic greu, care e o persoană care consumă de mai multe ori pe zi, are nevoie de peste 30 de zile. Trecem mai departe testele de salivă. Testele de salivă la marginea drumului, de exemplu, pot fi folosite de oamenii legii pentru a detecta condusul sub influență. Potrivit unei analize științifice, cannabisul poate fi de obicei detectat în salivă și aici avem din nou, în funcție de gradul de utilizare, avem diferite perioade. De la 1 până la 3 zile în utilizatorii ocazionali și până la 29 de zile în utilizatorii cronici. Testarea sângelui este relativ costisitoare și invazivă, făcând această metodă mai puțin frecvent utilizată decât alte metode de testare. Cu toate acestea, testele de sânge pot fi utilizate în unele setări clinice sau de urgență. Spre deosebire de testele de urină care detectează metaboliții, testele de sânge caută de obicei prezența THC-ului în sine. THC-ul este aproape instantaneu detectabil în sânge la inhalarea cannabisului, făcând testele de sânge ideale pentru determinarea consumului recent de droguri. Cercetările arată că cannabisul rămâne detectabil în sânge timp de una până la două zile. Cu toate acestea, în anumite cazuri, a fost detectat până la 25 de zile mai târziu. A să menționa că utilizarea cronică și în cantități mari a cannabisului poate crește lungimea ferestrei de detectare. După consumul de cannabis, THC-ul ajunge la foliculii de păr prin vase de sânge mici. Urmele pot fi detectate în păr până la 90 de zile, după cum a confirmat un studiu din 2015. Luăm încă un scurt moment pentru a vă informa că stoner.ro și-au refăcut proviziile, așa că e momentul oportun pentru ca și tu să-ți refaci proviziile de iarnă cu cele mai variate strain-uri de flori aromatice cu CBD. Gelato, Amnesia sau Strawberry Diesel sunt doar câteva dintre strain-urile pe care le poți găsi pe stoner.ro. Iar fiindcă fiecare dintre noi e diferit, îți recomand să le încerci pe fiecare să vezi care e cea mai potrivită pentru tine. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, deci sunt sigur că vei găsi ceva să îți placă. Haideți
să ne întoarcem la clip. Deci, ai un test antidrog programat și nu știi cum să scapi de THC. Ce îi de făcut? Am să-ți ofer eu câteva soluții. Oprește-te din a consuma iarbă. Acest lucru poate părea evident, dar primul lucru pe care trebuie să faci dacă ai un test antidrog e să nu mai folosești cannabis. Scopul e de a curăța orice urmă de THC sau metaboliții THC cât mai bine posibil. Cu cât încetezi mai mult fumatul în prealabil, cu atât e mai probabil să treci testul. În funcție de tipul de test și de obiceiurile de fumat, e posibil să fie nevoie să faci o pauză mai lungă pentru a te asigura că ai eliminat complet orice urmă de THC. Bea multă apă. Când vorbim de curățarea sistemului, nu există nimic mai eficient decât apa. Apa e cea mai eficientă pentru testele de urină, care, din fericire, sunt și cele mai folosite. Pentru a te ajuta să îți cureți sistemul, pișă-te cât de des și mult poți, cu 24 până la 48 de ore înainte de test. Păstrează-ți hidratarea în ziua testului pentru că scopul e să-ți diluezi urina, ceea ce face mai dificilă detectarea oricăror metaboliți reziduali. Dar nu exagera! Dacă bei prea multă apă, testul va avea ca rezultat o probă evident diluată, care ar putea duce la o nouă testare sau la o suspiciune crescută. Trebuie să bei multă apă, dar nu atât de mult încât să devină evident. Baftă. Zinc. Un studiu din 2011 a constatat că zincul este un adulterant urinar eficient cu potențialul de a produce un rezultat fals negativ al testului. Cercetările sugerează că consumul oral de suplimente de zinc după consumul ușor de cannabis ar putea interfera cu detectarea metaboliților THC în urină între 12 și 18 ore. Suplimentele de zinc sunt disponibile pe scară largă, fără prescripție medicală, în farmacii și magazine de produse naturiste și îi ceva ce ar trebui să consum oricum, având în vedere că de peste 8 luni ne luptăm cu o pandemie, iar zincul s-a arătat că e eficient în prevenirea îmbolnăvirii cu COVID. Băuturi de detoxifiere. Dacă vrei să încerci ceva mai complex decât apa, încearcă o băutură detoxifiantă. Băuturile detoxifiante funcționează pe premisa expulzării sau mascării prezenței THC-ului și a metaboliților săi. Multe dintre ele folosesc substanțe diuretice pentru a te asigura că urinezi frecvent. Produsele de detoxifiere pot fi destul de scumpe, așa că dacă nu vrei să cheltui bani, concentrează-te pe băuturile simple de detoxifiere pe care le poți face acasă, cum ar fi cafeaua sau sucul de afine. Cărbunele activat. O altă metodă pentru a-ți pregăti corpul pentru un test antidrog este cărbunele activ. Cărbunele este adesea folosit pentru gestionarea medicală a supradozelor pentru că se leagă de diferite substanțe și ajută organismul să le elimine. Cercetările arată că cărbunele activ se leagă de metaboliți cannabinoizi, prevenind reabsorpția lor în sânge și accelerând eliminarea lor. Asta înseamnă că cărbunele activat vă poate ajuta să treceți mai rapid un test antidroguri și acesta poate fi găsit sub formă de capsule. A se reține însă că trebuie să ai grijă atunci când consumi cărbune activat pe cale orală. Acesta ar putea interfera cu absorpția medicamentelor și a vitaminelor. Așa că dacă ai îngrijorări sau iei medicamente în mod regulat, adresează-te medicului sau farmacistului înainte de a încerca. În concluzie, nu există nicio formulă care să elimine THC-ul rapid din sistem și să funcționeze 100%. Există prea multe variabile. Dar asta nu înseamnă că ești neputincios, pentru că cercetările arată că metodele pe care le-am discutat ar putea ajuta la accelerarea procesului. Cu aceste cunoștințe de partea ta și cu un pic de noroc, te poți bucura de verdele tău fără ca nimeni să știe, pentru că oricum nu-i treaba nimănui. Dragilor, ca întotdeauna, sper că ați găsit valoare în acest clip și că vă este de folos, deoarece Maramu TV este locul pentru Cana Educația Ta. Dacă dorești să vezi mai multe clipuri, asigură-te că te abonezi și apeși și clopoțelul. Iar dacă vrei să faci parte din armata marihonarilor și să susții acest proiect, poți să o faci devenind Patreon. Odată devenit Patreon, primești acces instant la jurnalul meu de Growing, o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului, coduri de reducere la diverse magazine, live-uri exclusive, acces la serverul de Discord privat și multe alte beneficii.
toate aceste lucruri mișto la schimbul unei cafele pe lună. Atâta tot, o cafea pe lună și intri în Asociația Stonerilor, unde te bucuri de toate beneficiile menționate mai devreme. Le mulțumesc încă o dată colaboratorilor stoner.ro și dailygreen.ro. Până data viitoare, dragilor, vă dau cu multă pace!